Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Voia lui Dumnezeu pentru tine. Învață-mă să fac voia ta. Psalmul 143:10. Când ne gândim la voia lui Dumnezeu pentru viața noastră, să începem cu ceea ce pretindem că suntem. Când știi că faci voia lui, nu mai ai nevoie de nicio mască. Nu trebuie să-i convingi pe oameni că ești important când în taină te tem că nu e așa. Nimic nu e mai plictisitor sau mai jenant decât un om care își caută un statut pentru a impresiona. Un locotenent proaspăt promovat era nerăbdător să-și impresioneze subalternii. Atunci când un tânăr soldat a intrat în biroul său, locotenentul s-a prefăcut că vorbește la telefon cu generalul. "Da, domnule general, puteți conta pe mine," a spus el în timp ce punea jos receptorul. Întorcându-se spre soldat, l-a întrebat ce dorește. "Am venit doar să vă conectez telefonul, domnule." Să pretinzi că ești ceea ce nu ești e o muncă grea. Din cauza aceasta te simți atât de obosit după prima întâlnire, după un interviu pentru un loc de muncă sau când te afli în preajma unor oameni care așteaptă să afișezi o anumită imagine. În lăuntrul tău se găsește o persoană neprefăcută. E așa o ușurare când nu trebuie să pretinzi că ești mai smerit decât în realitate, că te rogi mai mult sau că știi mai multe din Biblie decât știi de fapt. Vestea bună e că față de Dumnezeu nu trebuie să te prefaci niciodată. Frângerea autentică este pe plac mai mult decât prefăcătoria spirituală. Pentru a împlini voia Lui și pentru a deveni ceea ce dorește El, trebuie să fii cinstit referitor la cine ești. Psalmistul s-a rugat: "Învață-mă să fac voia Ta, căci Tu ești Dumnezeul meu, Duhul Tău cel bun să mă călăuzească pe calea cea dreaptă." Așadar, fii ceea ce ești. Când faci așa, El va face restul.